Dacă reușim să dăm speranța oamenilor, să redăm acea speranță prin care se poate proiecta un viitor sigur pentru fiecare om, pentru fiecare familie, pentru fiecare comunitate. Astăzi, statul se uită la cetățean ca la un om care sigur că a greșit, doar trebuie să mai fac niște cercetări ca să-i prind, ca să mai iau niște taxe, ca să mai iau niște impozite. Și bineînțeles, în aceste condiții, cetățeanul se uită la clasa politică, la guvern, la parlament, la partidele politice, cu foarte, foarte mare neîncredere.